Natalia a primit și ea astăzi pachet, are un pachet de la familia ei, a primit și scrisoare. Alex a primit scrisori, l-au arătat în living și tăia scrisorile. Laura a primit pachet de la susținătorii, de la grupul ei de susținere, s-a uitat în pachet să vadă ce a primit și era foarte bucuroasă pentru că a primit o placă de păr și o perie din aceea rotativă pentru păr. Spunea că probabil au văzut-o că le cere fetelor și că împrumută de la ele și au trimis și ei, era foarte fericită. Natalia spunea că i-a trimis sora ei scrisoare, le-a arătat și ce hăinuțe, i-a arătat Laurei ce hăinuțe a primit de la sora ei, avea o rochiță, un body, dulciuri. Și spunea că în scrisoare sora ei a spus că atât ea cât și verișoara Nataliei o plac pe Laura și zicea Natalia că știa despre sora ei că o vota pe Laura înainte să intre ea în competiție, însă nu știa și de verișoara ei. Laura spunea că acum sora și verișoara le votează pe amândouă și că probabil au văzut că ele două stau și petrec timp împreună. Natalia a urcat sus în dormitor, și-a dus pachetul, îi spunea Deliei că și-a adus și ketchup-ul, maioneza pe care a primit-o de acasă și-a adus-o sus în dormitor pentru că a mai pus altă dată în bucătărie și n-a mai găsit, au mâncat alte persoane. Iar Delia îi povestea că și ea ieri i s-a umblat în sertarul personal, cineva i-a luat de acolo produse, o întreba Natalia dacă a văzut ea cu ochii ei, iar Delia spunea că nu a văzut ea personal, însă au văzut alte persoane și i-au spus acest lucru.